Incident șocant în centrul orașului Suceava. Un bărbat de 33 de ani din Broșteni a pătruns în interiorul unei farmacii și a scos un cuțit cu care a amenințat-o pe una dintre farmaciste. Trasă cu forța spre casa de marcat, femeia a fost obligată să-i dea încasările. Atacatorul a pus mâna pe suma de aproximativ 700 de lei, iar când a dat să fugă, a fost oprit inițial de un bărbat și o femeie care se aflau la ușă în exterior. Cei doi au ținut ușa, individul fiind oprit în primă fază, după care a forțat ieșirea și a reușit să fugă printre blocuri. Era un domn și o doamnă afară și cred că doamne era rău și a zis că n-am putut face nimic decât am ținut ușa, atâta tot. Nu pot să-mi revin eu. La fața locului au ajuns criminaliști ai poliției care au prelevat probe, în special de pe ușa de la intrare, pe care atacatorul a lăsat mai multe urme. De asemenea, un ofițer de la Biroul de Investigații Criminale Suceava a preluat cercetarea la fața locului, având un suspect a cărui fotografie a prezentat-o farmacistelor. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat în urma audierii celor două farmaciste, dar și a imaginilor, a vizionării imaginilor de pe camerele de la vedere, faptul că un bărbat necunoscut intră în farmacie în jurul orei 9:10, amenință pe cele două farmaciste cu un cuțit. În urma acestui fapt, cele două pun de la dispoziție suma de circa 700 de lei aflată în casa de marcat. Până în vedere comportamentul său pe care l-a manifestat în acest loc public, în centrul municipiului Suceava, considerăm bineînțeles că este un individ periculos, tocmai și de aceea mobilizarea impresionantă de forțe pe care am dispus-o. După 2 ore de căutări, bărbatul a fost identificat într-o sală de jocuri din zona Egros, Suceava. Polițiștii l-au imobilizat pe acesta și l-au arestat pentru tâlhărie calificată. Astăzi, atacatorul va fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.